Am ajuns cu extrasul și la multietajat. O să arăt familia asta filmată în februarie, prin multietajatul. Asta verde. Așa arată, nu știu cum să le spun, utilajele apicole, roaba. Aici o să pun, în asta o să pun prima dată partea de mijloc, pentru că aici de obicei este și puiet și miere de salcâm și eventual alt sortiment de miere. Pom fructiferi, noi rapiță nu am făcut. O să pun ramele aici în ăsta, o să fie extrase separat. Și aici este catul. Catul este extras. O să-l iau pe ăsta și o să iau ramele de aici cu miere, o să le pun aici și ăstea goale în el, ca să-l închid. Să încerc să poziționez și telefonul. A, ce am spus eu, deci multietajatul, nu știu dacă am mai spus, are aici o fantă. Asta când o întorc în față, întorc capacul în față, o să vină un urdiniș superior. Lăzile le-am făcut când posta Dan Mărgărit prin Canada și am copiat și eu modelul ăla. E foarte bun la floarea soarelui, în primul rând, când e foarte cald, e foarte bun urdinișul ăsta superior și pot face ventilație de acolo. Să încerc să poziționez ăsta sus, sper să se vadă, pentru că o să fie foarte sus și eu nu o să văd ce filmează, dar sper să-l poziționez bine. Zece rame, toate faguri de anul ăsta construite. Una, două, trei, ăstea trei au fost scoase. Deci a construit 10 cu 3. 13 rame a construit anul ăsta. Asta așa, cine vrea să creadă, cine nu, e nicio problemă. Sper să se audă acolo, nu știu.
Thank you.
Așa rămâne. Până îi scot pe astea de acolo, le scot și le extrag, le aduc înapoi, pun catul la loc și e gata.